Bună dimineața, sunt Lucian Mihai Liviorescu, judecător la sectorul 2 și formator INM. O să facem împreună partea în română a seminarului. Până cu câteva luni în urmă, când am început să pregătesc seminarul, cred că aveam față de mediere și soluționarea amiabilă în general aceeași poziție pe care o avem majoritatea dintre noi, mai degrabă de neîncredere, dar intrând în atmosferă, întâi din punct de vedere teoretic și apoi cu mici încercări și o să povestim exact cum a mers din punct de vedere practic, mi-am schimbat un pic poziția mai înspre zona cealaltă de încredere și fiindcă o să începem propriu-zis cu o temă legată exact de ce putem face noi. Știți că avem, pe lângă posibilitatea de a trimite părțile la mediere și chiar obligația prevăzută în cod de a încerca împăcarea părților, o să discutăm despre ce putem să facem concret. Dar înainte o să vă rog să facem un tur de prezentare în care să ne spunem numele și instanța și la acest moment, dacă suntem mai degrabă încrezători sau sceptici față de capacitatea a părților sau posibilitățile noastre de a contribui la o soluționare amiabilă a cauzelor. Să începem de aici, din dreapta. Da. Da. Cum spuneam, mă numesc... Alo? Da. Foarte bine. Mă numesc Barton Marian, sunt judecător la Șturia Agnita. Am ales acest curs pentru că sunt trăsă de mediere. Cred că medierea are un rol în sistemul judiciar unui stat. Dacă este posibil ca părțile să se înțeleagă amiabil într-o cauză, să nu se ajungă la soluționarea prin judecător, prin forța coercitivă a statului, cred că este o șansă care trebuie valorificată. Și altceva, cam atât din partea mea. În principiu credeți în... De multe ori, când este posibilă, da. Evident, sunt cazuri care adică nu este posibilă. Adică credeți că ar fi mai bine, nu neapărat că e și posibil. Când se poate, evident că este mai bine să, ca părțile să fie amiabil. Nu trebuie să existe cu judecător părți ce să facă. Când e posibil, știu că sunt și coze în care părți nu se înțeleg, adică sunt pur și simplu certate, orice credea să se înțelege amiabil este eșecului și atunci trebuie să intervin, să numai atunci, nu în toate cazurile trebuie să ți impui voința. Mulțumesc. Da. Numele meu este Caterina Tănăsescu, în prezent sunt președinta judecătoriei Vaș. Până în 2017 am fost la Tribunalul Olt. Până în anul 2007 am fost avocat și pe parcursul carierei mele de judecător am încercat de mai multe ori să mă înscriu la aceste cursuri de mediator. Doljul are o... Ați avut un proiect pilot acolo. Da, un proiect pilot și sunt foarte buni formatori în Dolj, colegi, foști avocați. Și în prezent se face, adică funcționează? Da, știu că se face. Mugur Mitroi cred că este chiar la București președintele. Și am colegi avocați care sunt și care mă îndeamnă să mă înscriu la aceste cursuri. Nu mai gândesc. Bună ziua, mă numesc Andreea Răducanu, sunt judecător în cadrul Tribunalului București, secția civilă, fostă comercială. În România, comercialul a fost asimilat de către dreptul civil, dar noi soluționăm tot cauze cu litigii între profesioniști. Eu cred în mediere sub dublu aspect. În primul rând, cred în puterea oamenilor care au bunăvoință de a se împăca
de a ajunge la un numitor comun și, în al doilea rând, pentru buna funcționare a instanțelor, cred că o bună funcționare a sistemului de mediere ar duce la reducerea numărului de dosare, pentru că în București și în alte orașe mari din țară, volumul de muncă pe acest domeniu este copleșitor. Dar în ceea ce privește pe justițiabilii noștri, credeți că au o capacitate mai mare sau mai mică? Eu cred că încă nu există educația medierii, pentru că eu personal, în fiecare dosar, încerc să ajung la o soluție și să-i îndrept spre mediere, spre împăcare, iar în 90% din cazuri, reacția este nu. Nu, vrem să ne judecăm. Aceasta este reacția general valabilă. Da, poate mai târziu când discutăm în concret despre ce putem noi să facem, ne și spuneți exact ce pași concreți faceți în acest sens. Ok. Mulțumesc. Mulțumesc. Mă numesc Nicolae Prepeliță, sunt judecător la secția 7 a Tribunalului București. Primul rând, bună ziua. Singura secție din țară care soluționează exclusiv litigi de faliment. Consider medierea un mijloc foarte important pentru soluționarea litigiilor și îmi pare rău că autoritățile nu încurajează direct sau indirect soluționarea litigiilor prin mediere. Că eu personal am identificat multe căi de indirecte prin care autoritățile pot legislativ, adică spuneți că ar trebui. Poftim? Legislativ, legislativ în primul rând, să încurajeze soluționarea litigiilor pe calea medierii, pentru că cu consecința reducerii numărului de dosare pe rolul instanțelor, accelerarea soluționării cauzelor, toate consecințele favorabile din punctul meu de vedere. Am avut situații în care am reușit să mediez situații cu dosare în care mediera era imposibilă și totuși am încheiat tranzacții. Mulțumesc. Mulțumesc. Mă numesc Mihaela Corbu, sunt judecător la judecătoria Copșani, litigii cu profesioniști și civile. Și cred în mediere ca șansă pentru părți de a evita stresul ce presupune un proces. Nu mai spun situația noastră ca judecători la instanțele unde avem foarte multe dosare, cel puțin în ultima perioadă. Dar credeți în mediere așa, în general, că ar putea să meargă sau chiar că în cadrul nostru actual că ar putea să meargă și ne-ar ajuta și pe noi ca judecători să ar degreva foarte mult instanțele de procesele și stresul în general care îl presupune un proces, cum am spus. Și credeți că s-ar putea chiar în cadrul legislativ actual sau ar fi nevoie de, cum spunea colegul, de niște intervenții? Bineînțeles că sunt necesare și aceste intervenții din toate punctele de vedere. Trebuie să combinate ca să rezulte, să se ajungă la un numitor comun. Mulțumesc. Mulțumesc. Bună dimineața, mă numesc Flavia Cristina Măricuțoiu, sunt judecător la judecătoria sectorului 6 București în prezent. În ceea ce privește medierea, eu cred că poate reprezenta o modalitate alternativă de soluționare a litigiilor. În schimb, în ceea ce privește receptivitatea justițiabililor, din câte am observat eu în practică, este scăzută. Într-un dosar al meu s-a declarat neconstituțională dispoziția, cred că era articolul 60 indice 1 din legea medierii, care obliga reclamantul să participe la o ședință de informare anterior introducerii cererii de chemare în judecată. În momentul în care am încercat să le propun părților să meargă la o ședință de mediere, mi s-a spus, dar dumneavoastră, pentru ce mai sunteți aici? Noi vrem dar să ne judecăm. Spus, părțile sau avocații? Părțile. De asemenea, am fost pusă în situația de a soluționa o cerere de recuzare a unui coleg, întrucât le-a recomandat părților să meargă la mediere, iar părțile au replicat că judecătorul este mână în mână cu mediatorii și
că încearcă să promoveze, sau cum ar fi, să ajute mediatorii. Iarăși era formulată de parte personal sau de prin avocat? Ce anume, cerea de recuzare? Cerea de recuzare era formulată de parte. Avea și avocat. Prin avocat. Da, adică în ipoteza lui era, în ipoteza părții, în, mă rog, în opinia părții, era suficient că plătea un onorariu avocatului său, de ce să se mai ducă la mediere să plătească și onorarul mediatorului. Da. Mă numesc Dinu Bogdan Justin, sunt judecător în cadrul judecătoriei sectorului 6 București. Consider că medierea poate constitui o modalitate de soluționare mai facilă a litigiilor pentru justițiabili, dar consider că este necesar, pe lângă un cadru legislativ necesar, și o educație corespunzătoare a justițiabililor în acest sens, o educație nu numai în sensul medierii, ci și al chestiunilor juridice în general, care chestiune care lipsește momentan. Ca să-și poată estima mai bine șansele de a câștiga sau de ce? Probabil ca să știe în primul rând că există și posibilitatea asta, să fie informați cu privire la acest aspect și să nu se mai înghesuie în primul rând, să nu vadă instanța de judecată ca unică soluție de rezolvare a litigiului. Și probabil să existe un alt soi de respect față de instituțiile statului și, în mod special, de instanțele de judecată. Să știe că trebuie să adreseze unei instanțe judecată numai atunci când nu mai au, efectiv, nicio altă cale alternativă de soluționare a litigiului și numai în situații foarte serioase. Care... Și în realizarea acestei educații, considerați că noi ar trebui sau am putea să avem un rol? Noi, instanța judecată, nu. Celelalte instituții ale statului, categoric, da. Și, în mod special, Ministerul de Justiție. Nu, practic, ziceți că ar trebui noi să mai puțin, pe lângă, de soluționare. Adică, efectivă. Chestiunea asta trebuie să fie premergătoare unui oricărui litigiu și indiferent de existență, de apariția vreunui litigiu în viața unui justițiabil. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Da, poate ne povestiți în continuarea dezbaterii când vine vorba. Mulțumesc. Bună ziua, mă numesc Ștefan Carmen Elena, sunt judecător la judecătoria sectorului 3 București. Văd medierea ca o posibilitate de soluționare a conflictelor, dar am dubii cu privire la posibilitatea, la posibilitatea părților de a înțelege medierea și a o vedea ca o soluție la apelul la instanță și rolul instanței, așa cum înțeleg justițiabilii instanțele din România. De unde? De ce aveți aceste dubii? Ce vă face să credeți? Din modul în care, din care părțile se exprimă în fața instanței și modul în care formulează apărările, cât de categorici sunt în susținerile lor. Nu exclud pentru societățile comerciale, dar în principiu în cadrul persoanelor persoanelor fizice văd destul de rar posibilitatea unei medieri între ele. Mulțumesc. Bună ziua, mă numesc Cornelia Dima, sunt în prezent inspector la Inspecția Judiciară, dar vin de la Curtea de Apel Târgu Mureș, unde am fost judecător. Am crezut în mediere, tocmai de aceasta, tocmai pentru acest motiv am și urmat un curs plătit în urmă cu vreo 10 ani pentru a deveni, sau mă rog, ca a înțelege mai bine cu ce, despre ce este vorba în acea profesie nouă la acel moment de mediere. Însă, ulterior, în activitatea de judecător, nu prea am văzut rezultate
în concret, adică acorduri de mediere prezentate în fața instanței. Iar din discuțiile cu colegii, cu foștii colegi mediatori, am înțeles că activitatea acestora nu este foarte, foarte bogată, astfel încât în prezent am anumite reticențe în ceea ce privește rezultatele acestei proceduri, ca să spun. Cred că mentalitatea românească este aceea că oamenii au nevoie să se judece, să discute în contradictoriu și nu neapărat să fie deschiși unor negocieri, unui acord. Este o chestie românească sau specific? Mai multe, ce să spun? Cred că este și o chestie specific românească. Nu știu dacă este numai acest lucru, dar cred că asta este mentalitatea noastră. Sângele latin, da, vorba colegii. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Bună ziua, mă numesc Maranda Valeria, sunt inspector în cadrul Inspecției Judiciare, vin de la Tribunalul Olt. În legătură cu medierea, ce pot să spun, mi-aș dori să fiu încrezătoare, însă rezultatele, cred că există, probabil că există și o statistică legată de litigiile rezolvate în această manieră și presupun că nu este deloc încurajator. La noi vă referiți sau în general? Cred că la dumneavoastră mă refer. Nu, la noi în România. Adică la noi în România. La noi în România. Efectele nu cred că sunt încurajatoare. Trebuie să fiu sceptică. Legat de, cel puțin de reglementarea actuală, e evident că nu produce efecte. Probabil că ceva trebuie modificat. Ceva trebuie adaptat. Sau mai multă informare. Românul nu știu dacă a receptat în vreun fel beneficiile pe care le-ar avea apelând la această, la mediere și să renunțe la judecată. Mulțumesc. Bună dimineața, mă numesc Gabriela Diaconu, sunt judecător în cadrul judecătoriei Timișoara. Personal, aș vrea să cred în ideea de mediere și din punctul meu de vedere, pentru activitatea noastră, fiind vorba de o instanță mare, aplicarea medierii ar reprezenta un real ajutor în degrevarea noastră, numai că, din păcate, în practică se remarcă reticența părților în ce privește aplicarea acestei proceduri. În momentul în care a apărut această lege a medierii, am devenit cu toții foarte încrezători și bucuroși că vom avea mai puține dosare. Dar, din păcate, nu s-a întâmplat așa. Noi, la nivelul judecătoriei Timișoara, în momentul în care completăm acele rezoluții, eu sunt în specializare de drept civil, evident că soluționez și litigii comerciale, acolo unde e vorba de un litigiu comercial, informăm părțile cu privire la posibilitatea medierii, informăm în continuare. Avem formulare tipizată în format electronic, unde efectiv bifăm căsuțele și formularul se formează după aplicarea bifelor. Ei, în momentul în care stabilim primul termen de judecată, informăm în litigiile comerciale părțile cu privire la această posibilitate, însă din practică vă spun că în foarte puține cazuri se ajunge la soluționarea litigiului prin mediere. Oamenii preferă să se judece, o fi sângele latin, ori fi orgolile, dar oamenii preferă să se judece, din păcate. Deși varianta în sine, repet, este extraordinar de bună pentru noi ca profesioniști. Mulțumesc! Bună ziua! Mă numesc Vătafu Carmen, sunt judecător la judecătoria Târgu Jiu. Consider că medierea ar fi o alternativă în principal pentru degrevarea instanțelor judecătorești, dar, din păcate, așa cum au arătat și colegii, părțile sunt reticente la... Credeți că nu vor? Da. Cred că doresc să se judece, să... Da. Și nu să negocieze în fața unui mediator. Mulțumesc. Apropo de... Da? Vreau să fac o scurtă completare. Cred că rolul, importanța medierii ar crește în România dacă legiuitorul ne-ar lăsa și pe noi să fim mediatori, așa cum sunt și experții de față. Păi o să vedem cum am putea interpreta articolul 21. Mediatori într-un sens larg, adică în sensul de împăciuitor. Ca și practicant. Deci vreau ca și practicant să
Și cred că impactul medierii asupra, văzând că un judecător este și mediator, lumea ar accede mult mai ar înțelege rolul medierii. Bine, și... poate vă referiți la un sistem cum este prin unele țări în care chiar e reglementat și e judecătorul mediator. Exact. Și dacă eșuează, nu ajunge la el. Exact, normal, în condițiile astea. Exact, în stilul ăsta. Și cred că rolul și importanța medierii ar crește în România. Mulțumesc. Dar dacă cumva s-ar reglementa așa, credeți că noi și colegii noștri am fi de acord să facem asta, pe lângă ceea ce facem în mod obișnuit? Eu mi-aș găsi timpul necesar. Am disponibilitate, am spațiu, am de tot. Din punctul meu de vedere, pentru a nu încălca principiul imparțialității judecătorului și drepturile părților, această posibilitate ar putea fi realizată sub forma unei eventuale specializări a judecătorului, un judecător care să soluționeze doar litigii prin mediere. Să facă și... numai asta? Da, ca o altă, cum este specializarea de funciar. Sau... Dacă ar face o mediere cu privire la două părți și ar judeca să n-ajunge, cu privire la alte părți, ar fi vreo problemă? Din punctul meu de vedere, nu, n-ar fi o problemă să nu judece aceleași părți. Deci ar putea să facă și una și alta, dar cu privire la... Da, numai să fie un fel de specializare. Exact cum avem completă de minor și familie, cum avem completă de funciar, cum aveam la un moment dat completă specializată în materia dreptului fiscal. Poate că așa oamenii ar apela cu mai multă încredere la această instituție a medierii. Și n-ar mai manifesta atâta reticență, pentru că statistic reticența este foarte mare din punctul meu de vedere. Poate între ce înseamnă statistic? Adică la nivel de instanță, vorbesc la... Nu, da, e vorba practic de o statistică, de mai mult de o percepție, nu că... Păi, nu cunosc să fie studii făcute... Nu, dar în momentul în care pe o secție a unei instanțe, la ședință, vorbim între noi, constatăm că, de fapt, litigiile soluționate prin mediere sunt foarte puține ca număr. Cel puțin la nivelul judecătoriei Timișoara pot să... Cred că e la fel pe țară. Mă gândesc că da. Apropo de asta, am văzut și la seminarul de ieri cu aceeași temă și chiar astăzi că există clar printre noi opinia că justițiabili nu vor să se împace, să se soluționeze amiabil. Și pare că opinia este bazată în special pe cum îi vedem noi în sală, pentru că, repet, nu știu să fie un studiu făcut la nivel național, din punct de vedere sociologic, cu un eșantion reprezentativ în care oamenii aflați într-o situație litigioasă să fie întrebați întrebări de tipul cum ai prefera să se soluționeze până să ajungi la instanță, să mergi la instanță, să te cerți acolo. Și aici s-ar putea să intervină o problemă în percepția noastră, pentru că noi îi vedem pe ei, unde îi vedem? În sala de judecată. Și ce este sala de judecată? Este reprezentarea simbolică a terenului de luptă. Acolo a început, tot în plan simbolic, războiul. S-a aruncat mănușa, celălalt a primit-o. Și când vine în fața noastră și atmosfera generală, cadrul, chiar și din punct de vedere al clădirii și cum arată lucrurile, este terenul de luptă și atunci ce atitudine ar putea să aibă ei acolo decât ei au venit la luptă, nu au venit la împăcare. Deci poate că ar avea altă atitudine sau abordare dacă nu s-ar afla în arena adversarială, dacă s-ar afla într-o arena a cooperării. Și e de discutat aici dacă am putea noi, măcar o parte din aceste elemente exterioare care induc atmosfera să o schimbăm, cel puțin prin atitudine, prin modul în care vorbim, că acum nu o să ne apucăm poate să reamenajăm sălile sau cine știe, poate ar fi și asta util. Dar cred că faptul că îi vedem luptând sau având atitudine de luptători în instanță, nu este decât firesc. Ei sunt la luptă acolo. Exact. Da? Până se aprinde asta roșu. Deci. Ok. Da? Acum? Da.
În sprijinul a ceea ce ați spus, eu cred că, într-adevăr, dacă s-ar modifica legislația și judecătorul ar avea posibilitatea să cumuleze și funcția de mediator, așa cum vedem în cazul celor doi invitați, încrederea justițiabililor ar crește, pentru că ar avea în față un judecător care este și mediator, deci ar fi, cum e publicitatea, ca un mesaj subliminal. Omul acesta poate să-mi soluționeze el litigiul. Adică ne-ar crede capabil și pe noi. Sau ar putea să ne împace, pe când așa, dacă ești doar judecător, ei spun, el e pus aici să ne judece, nu e pus să ne împace. Și ce n-am înțeles eu, de când a început această instituție a medierii, observând că în țări precum Germania, precum Croația și alte țări din Uniunea Europeană exista posibilitatea cumulării acestor două funcții, de ce la noi nu se poate? Pentru că la noi întotdeauna s-a pornit de la ideea preconcepută a prezumției de vinovăție. Adică judecătorul, dacă se apucă să facă și mediere, dacă are un interes, dacă e conflict de interese. Eu așa am perceput. Dar ia să vedem, că tocmai e una din discuțiile pe care o să le avem, dacă nu cumva chiar avem reglementată obligația sau posibilitatea de a face o mediere, dar nu mediere în sensul legii speciale. În sens larg. Hai să vedem ce înseamnă... Sfaturi de împăcare. Păi haideți să vedem, să ne uităm un pic la text. Păi nu, sfaturi de împăcare putem să dăm, dar reticența justițiabililor, dacă nu suntem mediatori, rămâne. Adică considerați că ar trebui să fim mediatori în sensul practicat, restrâns al... Exact. Practicat. Pentru că altfel vom merge ca până acum. Pentru că tot o mediere în sens larg, sau putem să-i spunem altfel ca să nu avem o confuzie de termeni, nu știu, o împăcare, o împăciuire, până la urmă toate aceste activități și în diplomație și în medierea în sens restrâns și în fața instanței sunt o formă de mediere în sens larg, în sensul existenței unui terț imparțial care ajută părțile să găsească o soluție a problemei lor. Da, dar știți că în societatea noastră, mai mult ca în orice alte societăți, pentru că suntem latini și avem o natură destul de conflictuală, contează foarte mult aparențele. Și repet, omul, dacă știe că ești și mediator, ar face pasul. Eu nu cred că oamenii nu vor pur și simplu, cred că le este teamă de necunoscut. Tu nu ești mediator. Credeți că ar fi mediator. Important să, formal să ne numim formal, și, formal. Și aspectul formal da, ar da, conta? Da, exact ca, repet, ca în publicitate. Deci vezi o reclamă, chiar dacă auzi de la un prieten de un produs, nu-l cumperi. Dacă vezi o reclamă concretă, ți-l cumperi. Deci mesajul subliminal, formalismul, cred, eu cred că ar conta foarte mult. Da, cred și eu că este așa, dar rămâne întrebarea, că deocamdată nu suntem mediatori în sens restrâns, rămâne întrebarea dacă, neavând la îndemână aspectul formal, totuși ceea ce facem, deci aspectul faptic, informal, ar putea să dea părților aceeași încredere în sensul că noi putem să-i ajutăm să ajungă la o soluționare amiabilă. Haideți să ne uităm un pic, se vede articolul 21. Deci, are două teze. Pentru tema noastră nu ne uităm deocamdată la prima teză, recomandarea de a soluționa prin mediere, adică în afara noastră, dar avem și alineatul 2. Este vorba de încercările noastre de a realiza împăcarea părților. Era și în codul vechi, dacă mai țineți minte, dar era situat la începutul reglementării fazei judecății, iar acum în codul nou l-au băgat în secțiunea principiilor fundamentale ale procesului civil. Este introdus alături de anumite principii considerate de noi în practică aproape sfinte, cum este contradictorialitatea sau aflarea adevărului, este băgat printre ele. Acum, poate și în urma discuțiilor de azi și de mâine, o să vedem dacă este pur și simplu o formă fără fond sau dacă îl și putem
concretiza în vreun fel. Dar deocamdată vedem că a fost introdus acolo. Și haideți să vedem așa preliminar la cum sună textul. Cam ce credeți că ar însemna? Ce înseamnă că va încerca împăcarea părților? Nu, dar cum facem, efectiv? Ce am spune? Ce am face? Li se spune că au posibilitatea să încheie o tranzacție, că se... Când le spunem? Și la început pot să le spui. La primul termen? Și la primul termen. Tot timpul procesului. Mai la momentul la care se discută probatoriu, da, aducându-le la cunoștință costurile foarte mari de multe ori ale unor eventuale expertize, raportat la valoarea litigiului. Bine, există acolo, mai multe momente procesuale în care poți să apelezi la acest principiu. Acolo vă referiți la a se înțelege asupra unui aspect particular, spre exemplu, hai să nu mai facem expertiză și stabilim. Sunt litigi în care prin expertiză trebuie să se soluționeze și atunci s-ar putea soluționa prin mediere, în sensul că fiecare își adaptează pretențiile astfel încât să nu se mai ajungă la administrarea probatorului și la costuri suplimentare și să se tranzacționeze. Dar și mai concret, haideți să, dacă ați făcut vreodată sau dacă n-ați făcut, cum ați face? Cum ați începe? Propoziție, o formulare. Suntem în sală, s-a făcut apelul și presupunem că avem și părțile personal sau, dacă sunt societăți, reprezentanții cu drept de a decide. Cum am spune? Cum am face eu? I-am întrebat dacă cred că în situația în care le acord un termen de judecată pot ajunge la o înțelegere. Depinde foarte mult și de apărările care se fac în faza scrisă. Pentru că dacă în faza scrisă ei se văd pe terenul de luptă, păi sunt deja. Așa vor veni, nu, mă refer, înverșunați vor veni și în fața mea. Și îi vezi, oamenii nu sunt dispuși la dialog între ei. Între ei se ceartă dialog, să spunem, fac cu judecătorul. Aș adăuga atât timp cât ne menținem în atmosfera adversarială, că nici n-au cum să facă altfel. Dacă ei sunt la luptă, n-ar putea să renunțe și să lase doar pe celălalt. Au fost situații în care, și le-am adresat întrebarea, au fost situații în care, acordându-le un termen de judecată, au ajuns la o înțelegere, bine, sub forma unei tranzacții, și am luat act de tranzacție, am soluționat litigiul. Deci o primă idee spusă în aplicarea concretă a acestui text este că adresați întrebarea dacă, exact, dacă există posibilitatea soluționării amiabile și dacă este necesar să le acordați un termen în acest sens. Nu? Exact. Dar, da, trebuie foarte atent, adică având în vedere și apărările pe care ei și le-au făcut până la primul termen de judecată. Repet, dar oare textul ăsta, judecătorul va încerca împăcarea părților, înseamnă că îi întrebăm dacă pot ei și îi trimitem în afară sau oare el ar vrea să spună că mai mult, adică s-ar aștepta de la noi la o contribuție în atingerea acestui rezultat? Pentru prin, că prin sintagma, la alineatul 1. Prin sintagma, dându-le îndrumările necesare potrivit legii, ar părea că presupune și o contribuție a noastră. Da, și pe de altă parte, trimiterea în altă parte, în afara instanței, mai degrabă la alineatul 1. Și legiuitorul, dintre toate metodele alternative de soluționare a litigiilor, și-a ales medierea, că a considerat că asta o fi mai bună. Tranzacția era oricum reglementată. Da, dar partea cu trimiterea de la noi e la 1. La 2 oare nu se referă la noi și la ce putem să facem noi? Repet, din sintagma, dându-le numărele necesare potrivit legii, pare a presupune și contribuția noastră, adică împreună. Da, e cineva, vreun coleg care poate a procedat într-un alt mod, mergând un pic mai departe de a-i întreba dacă să le dea un termen sau dacă mai există posibilitatea? În prima fază, în ceea ce privește aliniatul 1, după ce îi întreb dacă există posibilitatea soluționării cauzei pe cale amiabilă, chiar dacă încuvințesc probele, îi rog frumos ca până la următorul termen să încerce să se întâlnească și să încheie un proces verbal
cu pretențiile reciproce, deci să-și pună pe masă exact ce pretenții au și să vadă dacă ajung la un rezultat comun, la un punct comun, dacă se întâlnesc undeva. Da. Deci le pun în vedere. Ei îmi spun, ok, o să ne întâlnim, dar nu știm dacă o să ne putem înțelege. Și de obicei am observat că avocații nu trag să se împace și e de înțeles. Dar eu îi rog frumos, deci le vorbesc frumos, deci întâlniți-vă. Dar dacă tot îi avem acolo, nu s-ar putea desfășura discuția chiar și atunci? Le spun, da, și în unele dosare, mai în care consider eu că se poate ajunge la o soluționare pe cale amiabilă, le spun că ar fi mult mai sănătos să încerce să se împace și să ajungă la o soluționare amiabilă, că s-ar putea să nu le placă cu ce o să obțină. Că o să fie un pic șocat. Deci, practic, le prezentați unul din avantajele soluționării pe calea amiabilă. Dar revenind la ce spuneați înainte, că spuneați că considerați util și le spuneți să se întâlnească între termene. Dar dacă toți sunt acolo, de ce să nu poarte discuția chiar atunci deci, acolo cu noi? Eu îi întreb, le spun așa, reclamantul, solicitați, demersul dumneavoastră este în sensul următor. Părâtul, dumneavoastră spuneți că și am ajuns la surprize în care, de exemplu, părâtul să recunoască. Uh-huh. Și reclamantul atunci să spună, ok, îmi retrag renunț la judecată. Deci am avut situații și de genul acesta. Dar gândiți-vă că ei au posibilitatea să administreze probele prin avocat. Și ei nu fac lucrul ăsta, nu vor. Oare nu le trece prin noi le cerem sau le propunem? Le spun. Le spuneți? Le spun și ei spun nu. Vrem aici. Nu s-a întâmplat niciodată să fie de acord avocat? Niciodată. Deci eu le spun, puteți să veniți în fața mea cu dosarul complet, cu tot, absolut tot, și eu să soluționez la un termen, să terminăm. Nu. Deci nici nu se pune problemă. Da. O problemă este și timpul alocat fiecărui dosar, întrucât nu este numai un singur dosar pe lista de ședință. Mm-hmm. Iar, în general, desfășurarea unei proceduri de mediere, de împăcare a părților, durează mult mai mult decât dezbaterile într-un anumit dosar în care... Dar oare, pierzând timpul în această parte, am putea câștiga în altă parte? Păi, aș putea câștiga la partea de motivare a hotărârii. Dar ce de deliberare? Poftiți? Dar ce de deliberare? Păi, implici și cea de deliberare. Că n-aș mai scrie obligă, scrie act de învoie la părți. Dacă e un dosar greu, oare partea de deliberare plus partea de redactare nu ar fi mai mari decât partea de discuții? Mai mari decât partea de discuții? Cât ne ia, să zicem, să motivăm și să pronunțăm un dosar nu, greu? Nu, ar fi mai mici. Procesul de deliberare și de redactare ar fi mai mici decât partea de discuții. Păi, de exemplu, la un dosar greu, să zicem. Așa. Mediu spre greu, cam cât ne ia să ne gândim bine la el și să-l și motivăm? Păi, depinde de ritmul fiecăruia. Nu știu, am putea zice o zi de lucru, două, sau poate chiar mai mult. Nici nu pot să anticipez de câte termene de judecată ar trebui alocate dosarului ăluia pentru ca în final să pronunț o hotărâre, excluzând posibilitatea de împăcare. Spuneți. Dar eu cred că n-ar trebui să se pună problema de dosare grele sau dosare simple, pentru că cum faci selecția? Adică mi s-ar părea nedrept să fii în ședința de judecată. Ai un dosar greu și te apuci și discuți cu părțile și încerci să-i împaci și aprofundezi și întrebi. După care îți vine un dosar simplu și le spui probe, cuvântul pe fond, pac, pac. S-ar simți nedreptățiți, adică ar fi ceva ciudat, mă gândesc. Adică ziceți că ar trebui să încercăm în toate? În toate. Și dacă ai 50-60 de dosare, ce faci? Da, nu. De fapt, luasem exemplu cu un dosar mediu sau greu. Pare corect să... Cum faci selecția între ele? Dosare grele, dosare ușoare? Deci părțile asistă în sală la o ședință că e publică și o să înceapă să-și pună întrebări. De ce cu cel de dinainte a stat de vorbă și s-a ocupat? Că știți cum e omul. Bun, atunci haideți să renunțăm deocamdată la abordarea din această parte și să ne gândim altfel. Care e timpul nostru mediu în care cuprinde deliberarea și redactarea hotărârii? Nu știu, putem să zicem 6 ore, să zicem, în medie, nu știu. O medie. Dureze și o zi întreagă. Bun. Mă refer la deliberare. Pentru că partea de redactare
Și apoi depinde și când redactăm, că poate până redactăm mai și uităm din la ce ne-am gândit. Bun, nu e numai dosarul ăla, mai sunt și altele. Oare nu am putea ajunge la concluzia că timpul pe care l-am desfășurat, nu zicem pierde, în sală, încercând împăcarea părților într-o modalitate asemănătoare cu ceea ce fac mediatorii, nu s-ar putea totuși să câștigăm? Să fie mai mic timpul acesta decât timpul pe care l-am alocat deliberării și redactării dacă nu ar reuși? Există, dar există riscul să nu reușim. Dar dacă am reușit. Vă rog, apăsați. Spuneam, vezi părțile în fața ta și dacă vezi că sunt oftile, că nu este cale de împăcare de a discuna cu alta măcar, atunci dacă le dai discuri de împăcare, pur și simplu refuza din start, fără a mai merge mai departe. Dacă, în schimb, vezi că părțile nu par oftile, că vorbesc una cu alta, că sunt cât de cât de la discuția între ele, atunci le dai de împăcare. În acest caz, în experiența mea, părțile ori s-au împăcat amiabil una cu alta și după aceea nu s-a dat judecată poate, sau o transacție pe care tu, de care tu să iei act în statul civil. Da, nu mă refer în care ele se împacă din diverse motive, mă refer la eventuală contribuție a noastră și ce am putea să facem noi. Păi ce poți face? Încerc să plăviți ce doriți, fi vreți să vă împăcați, ce spune reclamantul sau nu, adică câteva cuvinte poți să le spui când vezi că părțile sunt dispuse la o asemenea discuție. Când? Nu am mers până acolo. Nu invocă, deci nu știu, În legătură cu... Evident, să te-am pronunț, este interzis. În legătură cu acest risc de antepronunțare... Păi nu, ce cere reclamantul, ține să rup ce cere reclamantul, adică nu spui că asta ai hotărât eu în final, nu spui ce ai hotărât tu, spui ce îți cere pe cealaltă parte, cu ce sunt de acord, ce cunoașteți, ce nu cunoașteți. Ziceți ce avea voie să spună judecătorul. Evident, da? Că nu spui că în cauza asta eu o să prespind cea cumva asta. Niciun caz nu se poate spune. Decât ce se cere, cu ce sunteți de acord, ce nu sunteți de acord, a fi dispusă cu plăcerea asta să vă împăcați pentru a mai cheltui onorul pentru expert, pentru nu știu expertiză sau pentru a nu mai cheltui cu avocații încă cu 1000 de lei. Deci că așa, asemenea informații le poți da, nu la ce te gândești tu pe acest dosar. Da, dacă tot a venit vorba, o să intercalez aici o chestiune. Am mai și colegi cu care am mai discut la instanță, dar și în cursul seminarului de ieri, am observat că unul din riscurile identificate pentru situația în care ne-am apucat să încercăm o împăcare veritabilă a părților a fost acela de diverse antepronunțări sau de pierdere a imparțialității sau aparenței de imparțialitate. Și mă gândesc că aceste opinii sunt bazate pe credința că mediatorul sau împăciuitorul sau oricine de meseria asta procedează în anumite moduri când face o mediere. Și am pregătit aici un model de clasificare a tipurilor de mediere. Și am făcut și un tabel, o să vă rog să-l împărțiți fiecărui coleg, ca să vedem că nu în toate variantele de mediere se fac acele lucruri, dați și mai departe, vreau. Acele lucruri pe care noi le vedem ca ducând la o antepronunțare, există și alte stiluri, atât în mediere, cât și în diplomație, cât și în psihoterapie. Într-adevăr, s-a constatat... A ajuns la toată lumea? Da. Este o clasificare în sus, jos și stânga, dreapta. Dacă ne uităm pe axa de sus, jos, sus avem un stil al mediatorului evaluativ, iar jos facilitativ. Sus și jos sunt extremele. În stânga avem abordare țintită sau punctuală a problemei, adică ne referim doar la acea problemă. În dreapta avem un stil amplu sau integrativ, îi mai putem spune, care își propune să rezolve nu doar problema punctuală, ci să meargă mai departe în ansamblul relației părților. Așa se face în unele forme de psihoterapie, care vii cu o problemă acolo, dar când începi să lucrezi, tu găsești
din spate sau mai din profunzime anumite aspecte și atunci nu-ți propui să rezolvi doar problema, nu știu, că mi-e teamă să vorbesc în public sau că mă cer cu soțul cu privire la un anumit aspect concret, ci merg mai departe să văd care sunt cauzele mai profunde. Și haideți să vedem un pic, în funcție de ce stil adoptă și de ce metodă, ce face un astfel de mediator. Dacă facem niște combinații între axele sus-jos și stânga-dreapta, putem avea evaluativ țintit, facilitativ țintit, evaluativ amplu și facilitativ amplu. Dacă mergem în stânga-sus, evaluativ în sensul că, așa cum îi spune și denumirea, el evaluează situația și califică ceea ce vede, imediat cum vede și eu un dosar sau o problemă, prima reacție este să spună, cred că așa ar trebui. Și noi ca structură, în mod evident, ne încadrăm aici în stânga sus. Cu orice coleg am discutat, dacă îi povesteam o situație, prima reacție era nu să încerce eventual să mai afle amănunte, sau prima reacție era să găsească o soluție. Să dea o soluție. Și s-a constatat și prin străinătate, unde au făcut statistici, că acest stil este adoptat în special de foștii judecători. Și deci, haideți să vedem ce face... De fapt, nu că este neapărat adoptat, că sunt tentați să facă asta. Deci el îndeamnă sau chiar presează părțile să accepte o rezolvare punctuală a problemei, concepe el însuși și propune modele de înțelegeri, face predicții cu privire la ce soluție s-ar putea pronunța în instanță. Da, stabilește punctele tari și punctele slabe ale fiecărei părți. Deci, am observat că cumva am fi tentați ca structură să facem asta. Acum să vedem dacă avem și voie să facem asta sau dacă ni se... Deci nu prea merge stilul ăsta la noi, nu? Nu, dar modele concrete. Spre exemplu, ia tu... 10.000 și tu... Da. Deci cred că îngrijorările pe care le-am văzut cu privire la să facem noi sau nu mediere, de asta în sens larg sau între ghilimele, provină din faptul, din convingerea că poate că medierea ar însemna doar asta din pătrățelul din stânga sus. Dar haide să vedem și la pătratul din stânga jos, care este un stil facilitativ, tot țintit, tot punctual, dar facilitativ mai apropiat de unele forme de psihoterapie în care psihoterapeutul vorbește mult mai puțin și mai mult ajută părțile sau clientul să vorbească. Și iată ce face acest tip de mediator. El întreabă părțile, deci nu le spune, cred că punctul tău tare este ăsta, el le întreabă, care credeți că sunt punctele dumneavoastră slabe? Dar care credeți că sunt ale adversarului? Ce mai întreabă părțile? Întreabă dacă ați ajunge la instanță, sau în cazul nostru, sunteți deja la instanță. Care credeți că e cel mai probabil rezultat? Sau care rezultat v-ar satisface cel mai mult? Care rezultat v-ar satisface cel puțin la minim? Ce întrebare mai poate fi pusă? Dacă nu soluționați pe calea amiabilă și se pronunțe o hotărâre, ce consecințe ar fi? De exemplu, o întrebare pe care am adresat-o și eu. Presupunând că dumneavoastră câștigați procesul, vi se dă admitere în tot cum ați solicitat. Ce credeți? De a doua zi, de când aveți hotărârea definitivă, s-a stins starea conflictuală cu vecinul sau cu asociatul sau va continua? Există posibilitatea să se nască alte litigii în faza de executare sau alte litigii în legătură cu asta? Și este formulată în acest stil sub formă de întrebări, iar nu sub formă, că în stilul din stânga sus îi spune el. Ai grijă, chiar dacă ai câștigat procesul, să ai alte procese.
și așa mai departe. Dar această întrebare, de exemplu, am putea să o punem părților în sală. Dacă ați câștigat, dacă s-ar admite exact cum ați cerut, credeți că s-ar rezolva situația dumneavoastră conflictuală cu partea cealaltă? Eu personal nu aș spune. De ce? Pentru că se dă la inspecția judiciară și pe faptul... Păi avem aici inspecție. Da, că folosești un anumit ton față de o parte și zâmbești față de cealaltă. Aș spune această întrebare. Păi haideți să vedem. Această întrebare, din punctul meu de vedere, ar duce la o atitudine oarecum părtinitoare în mintea părții adverse față de reclamă. Da, întreb ce credeți că dacă avem numai acțiune și întâmpinare fără reconvențională. Și întrebăm ce credeți că s-ar întâmpla dacă vi s-ar admite, se soluționează acum sau ajungeți la alte litigii în fază de executare silită, eu zic că ar conduce deja la o atitudine părtinitoare față de... În favoarea cui? În favoarea reclamantului, evident. Păi dacă îl întrebăm cazul ăsta. Știți când ar merge, din punctul meu de vedere, să adresezi o astfel de întrebare? În momentul în care vezi în faza scrisă că... atitudinea războinică a părâtului nu e chiar atât de războinică. Adică ar merge pe o idee de admiteți în parte cererea de chemare în judecată. Atunci, da, atunci se poate merge pe ideea unei medieri. Dacă totuși am pune această întrebare, atât reclamantului cât și părâtului, presupunând că îi avem acolo, ce anume dispoziție cred, considerați că am încălcat? Sau nicio dispoziție, niciuna. Dar ar atrage cerere de recuzare dacă părțile au reprezentanți cu siguranță că avocații ne vor sări în cap. De ce credeți asta? Pentru că așa se întâmplă în practică. Ați pus întrebarea și s-a întâmplat? Nu, dar în general, cum spunea doamna, colega de la judecătoria n-a mai reținut, de la care... Da. Să știți că se leagă părțile în ultima perioadă de modul în care zâmbești, de modul în care respiri, de modul în care ridici o sprânceană, psihologic vorbind, și ne pomenim după aproape fiecare ședință cu câte o cerere de eliberare a înregistrărilor audio și să știți că nu mi se pare foarte comod, adică nici pentru judecător și nici pentru grefierul care muncește. Și atunci prefer pe cât posibil să respiri puțin și să nu zâmbești deloc. Și vorbim cât mai puțin. Da. Îmi pare rău, dar asta e. Pregătind seminarul de acum, am gândit să fac ceva și în practică, nu doar să mă pregătesc teoretic. Și luni am încercat niște chestiuni cu două părți. Am pus și întrebarea dacă s-ați câștigat, credeți că de-a doua zi, și nu a fost niciun protest. Și evident au răspuns, nu, nu s-ar termina litigiile dintre noi, ne-am certat în continuare. V-ați pronunțat? Cu privire la ce? Pe soluție. E amânată pronunțarea. Mai au timp să vă recuze. Păi întrebarea a fost adresată ambilor. Mai au timp să vă recuze, fiecare pentru motivele lui. Să știți că, în ciuda, poate că... instinctiv ne vine să credem așa, a fost spre invers reacția lor. Mi se pare o întrebare strict teoretică, e ca și când îți vine o parte, invoci o excepție și te întreabă, nefiind asistată, ce înseamnă. Încerci să explici care sunt variantele pe care le-ar putea adopta instanța, omul a înțeles și a zis, aștept tot ori acasă, nu? Zic, puteți să verificați și pe portalul instanței. Păi de ce credeți deci, dacă l-aș întreba... Strict teoretică întrebare, adică credeți că nu e important pentru părți dacă... Nu, am spus că nu ar fi o dovadă de părtinire. Am spus că mă refer la faptul că nu ar fi o dovadă de părtinire a uneia sau altea dintre părți. Păi dacă le întrebăm pe amândouă? Păi dacă le întrebăm pe amândouă, nu protejăm, nu părtinim niciuna dintre părți. Și simplu le cerem o opinie. Credeți că i-ar putea ajuta să se gândească nu doar la procesul pe care îl avem atunci, despre care discutăm, ci și la situația mai în ansamblu, ca să vadă dacă nu cumva ar fi mai bine să găsească împreună o soluție decât să le dăm noi o hotărâre pe problema concretă? Depinde de cunoștințele fiecăruia, de gradul de dezvoltare intelectuală sau de cultură. Unii nu se gândesc decât să-și rezolve problema punctuală pe care o au atunci. Nu se mai gândește la urmări. Păi, poate și pentru că de obicei la instanță se rezolvă probleme punctuale. Păi. Dacă i-am ajutat și noi să realizeze că se poate găsi și o rezolvare mai amplă, nu ar fi doritor, oare?
Rămâne de văzut după ce le adresăm întrebarea. Da, da, este clar că să plus că formulăm, da. Nu știu, pe a încerca să mediez, mi se pare că presupune și alte cunoștințe decât cele juridice. Trebuie să ai și cunoștințe de psihologie, și cunoștințe de diplomație, și cunoștințe de economie, și cunoștințe de sociologie. Păi asta nu ar fi un impediment de ordin, știu eu, juridic sau etic, sau, dar însemna doar să ne pregătim. Da. Și să vrem, adică să facem asta și să... să... după aceea să și facem. Deci, da... Apăsați, vă rog, eu butonul. Aș vrea să vă întreb cu privire la statutul mediatorului. Cât de bine este definit în legislația românească? Înțeleg că nu este o funcție de natură juridică. Așa. De ce domeniu aparține acest statut al mediatorului? Băi, în legătură cu ce întrebați? Deci în legătură cu statutul mediatorului, cât de bine este el definit în legislația noastră? Deci înțeleg că nu este o funcție de natură juridică. Soțul meu este mediator. Deci nu este o funcție de natură juridică. De ce domeniu aparține acest statutul mediatorului? Pentru că accesul, în ceea ce privește accesul în această profesie, nu se cere... Nu se cer neapărat studii juridice, se acceptă studii superioare la modul general, deși nu se cere neapărat studii de natură juridică, facultatea de drept. Da, nu cred, nu păi ar fi exact ca experții. Păi, da, și mediatorii au specializare, că nu sunt... Nu în toate cazurile întrunește din punct de vedere formal, economice. Cred că este încadrată undeva... E un liber profesionist și auxiliar al justiției. E un liber profesionist, o persoană fizică autorizată să desfășoare activitatea și un auxiliar... Mă rog, sau în alte forme în care se poate desfășura. Da, că și societății civile profesionale, parcă scrie. Dar așa... să fie încadrat formal și legislativ într-o anumită categorie, eu nu cred că este. Poate faptic, dacă ne gândim în ce categorie s-ar încadra, s-ar asemăna, din punctul meu auxiliar de vedere, cu justiției. Activitatea făcută de psihoterapeut sau de diplomați. În practic sunt terți care ajută două părți să soluționeze o problemă. Deci asta faptic, iar juridic formal nu sunt încadrați într-o anumită categorie. Deci nu este o funcție de natură juridică. Se pare că nu. În punctul meu de vedere, în prezent, cred că medierea ar avea cea mai mare aplicabilitate în cauzele penale soluționarea laturii civile. Și cred că acolo se aplică. Așa? Pentru că omul este constrâns acolo, involuntar, deci de o soluție care se pronunță, are soluționată latura civilă, poate să piardă sau să câștige mai mult. Cred că acolo se aplică mai mult. Latura civilă în cauzele penale, cred că... Și în cazul insolvabil. Probabil. Da, insolvabil. Ba, da, și el, că știe că ia o pedeapsă mai mică sau ia cu suspendare dacă achită niște daune sau... Cred că acolo se aplică cu cel mai mare succes în prezent. Da, o să, probabil o să vă spun și colegii, din punct de vedere și statistic, prin statitate, unde se noi. Face mai mult, cam în ce domeniu există o rată mare de succes. Revenind la... aceste stiluri de a face mediere, văzând că există și stilul acesta bazat în special pe întrebări și pe a ajuta părțile să găsească ele răspunsuri și nu a le sugera sau a le spune, mai considerați că există acel risc de antepronunțare? Deci, dacă adoptăm stilul facilitativ, fără să facem propuneri, fără să le spunem noi, lasă tu atât și tu în partea aceea atât. Deci, pur și simplu, prin întrebări să ajungă ele la răspuns. Asta am putea face fără a exista riscul de antepronunțare. Acum, întrebări fără chestiunea acestui, dacă se cam acțiune, dacă se cam acțiune, adică așa nu trebuie să fie... Pe buton. Deci,
spuneam, întrebări, da, însă, fără ipotece, de exemplu, să pui părțile în fața unei situații de genul, dacă voi muta acțiunea, ce veți pierde? Dacă voi respinge acțiunea, ce veți pierde? Ce veți câștiga? Deci, aceste de întrebări, chiar dacă le pui sub semnul întrebării, sub semnul unei ipoteze viitoare, nu ar fi admisibile, ar fi un fel de pronunțare. De ce? Când spui, dacă nu-i acțiunea, ce ați pierde? Imediat părțile se gândesc că acest judecător, deși nu spune direct, tinde să anumită acțiunea, așa se gândește în acest moment. Deci dacă întrebăm într-un în interior, se gândește că ar fi pentru să facă această acțiune. Punem și întrebarea în oglindă. Și una din soluții va fi ori de admitere, ori de respingere. Da, însă nu ambele părți au făcut cereri. Una singură a făcut cerere. Această cerere. Adică dacă întrebi, dacă admiți sau respingi acțiunea, ce se va întâmpla, nu prea are sens. Trebuie să întrebi ca să aibă sens întrebarea dacă admiți acțiunea, ce se va întâmpla. Bine, putea reformula. Ideea este să îl facem un pic să conștientizeze ce se va întâmpla după ce se termină procesul, cum va evolua în continuare relația lui cu partea cealaltă. Presupunând sigur că avem o relație cu o natură mai îndelungată, că sunt și unele relații cu totul ocazionale și atunci acolo nu e atât de relevant, dar la două societăți care colaborează de 5 ani, să spunem, sau la vecini sau în familie, nu credeți că e important să-și pun și problema ce se întâmplă după ce plecăm de aici? Acum, dacă întrebările sunt astfel făcute încât nu este riscul de pronunțare, da, sunt chiar bine de formulat, sunt de dorit. Pentru că aportul este amiabil. Dacă, în schimb, există riscul antipronunțării, cum au spus și alți colegii mei, sunt de acord cu mine cu acest aspect, nu trebuie să întrebi părțile astfel încât să-și formeze impresia că pentru acest judecător de fapt ar fi de admis în acest moment sau ar fi de respins în acest moment. Trebuie să fii foarte atent. O cea mai mică scăpare și... Păi bun, asta înseamnă că faptul că trebuie să ne formulăm cu atenție întrebările nu înseamnă să nu le mai punem deloc, nu? Nu înseamnă, însă chiar cu atenție trebuie formulate aceste întrebări. Evident că dacă reclamantul chiar de luându-o psihologic, când reclamantul observă că pui întrebarea această formulă, este că dacă sunt acțiunea, ei bine, și trebuie să fac acțiunea. De ce să mă împac cu părătul? Oricum, acțiunea va fi admisă în întregime și... Păi vă spun de ce. Pentru că se gândește, mi se admite acțiunea și mâine iarăși mă cert cu el. Și atunci se gândește, păi, sunt la instanță. Uite, aș putea avea o soluție mai bună decât să mi se admite. De exemplu, doi vecini. Dacă ajung la instanță, sunt de mult certați. Chiar nu le mai pasă că vreau să fie cu vecinul. Sunt certați de luni de zile și s-au dat mereu în ceartă. Chiar nu se mai gândesc că mâine mă cert din nou cu vecinul. Vreau să se... răzbune pe el, vrea să știți cele, nu știu ce de material, nu știu ce obiect de a face sau de a distruge anumite construcții, așa mai departe. Cum spuneam, în fața instanței, unele părți, într-adevăr, vezi că sunt dispuși la negocia și la acestea trebuie, pe acestea trebuie să le îndemn să se împace, însă pe alte părți, dacă sunați despre vecini, în experiența mea, cel puțin vecinii, sunt mai puțin probabil să se împace, când sunt fața ta, sunt la cuțite, ca să spun așa. În dosarul meu de luni, era vorba de doi vecini care erau și de un drum de acces. Au venit de la instanță, de la situația în care aproape se bătuseră și chemaseră poliția de 3 ori. Și mă rog, mâine când o să mai fac, o să continuăm tot așa cu ce putem face noi concret, o să vă zic cum au plecat. Soluția. Nu, vă zic mâine și dacă a ieșit sau nu și cum au plecat ei ca atitudine. Deci două persoane despre care, dacă ne uităm la prima vedere și cam cum îi vedem noi pe justiție, le-am fi zis că ăștia nu pot să... Da. Da, vreau să spuneți ceva? Da, mie mi se pare că întrebarea este bună și putem să o punem, dar depinde de abilitatea judecătorului de a formula în concret această întrebare. Fără a se adică întâmplă. Trebuie să avem grijă cum o formulăm. Exact, asta mi se pare cel punctul esențial. Dar iarăși, revin, asta nu înseamnă că nu mai... formulăm nicio întrebare, nu? Dacă trebuie să avem un pic mai multă grijă. Adresarea unei întrebări de natura celei la care ați făcut noastră referire, nu mi se pare că lasă să se întrebadă soluția pe care o voi pronunța în cauză. Prin urmare, nu ar fi vorba de o antepronunțare. Acum, că una sau alta dintre părți o interpretează ca fiind o antepronunțare,
este problema părții, n-ar decât să facă cerere de recuzare, că de-aia există această instituție. Dincolo de acest aspect, din punct de vedere teoretic, orice om cu un nivel mediu de pregătire, să spunem, își poate imagina care sunt soluțiile posibil de pronunțat într-un anumit dosar. Admitere, respingere, admitere în parte... Bine, mă refeream nu doar la soluția posibilă de pronunțat, și la efectele ulterioare. Ce se întâmplă după aia acasă la noi? Cu hotărârea în mână. Nu. Câștigătoare. Starea de ostilitate va crește. Starea de dușmănie va crește, pentru că atunci judecătorul a spus dreptul. Și starea, dacă până atunci era așa incertitudine și se duelau prin instanță, după pronunțarea hotărârii, lucrurile o să fie, și mă refer și la arunerea definitivă acestea, lucrurile o să fie destul de clare. Mi se pare important ce a spus înainte, faptul că vor exista poate în anumite situații părți care vor formula cereri de recuzare sau vor reacționa neadecvat, nu cred că este un argument ca să ne facă să nu mai facem mai adresăm, exact. Întotdeauna în lume și în profesia noastră există și aberații și părți care... Asta este. Asta înseamnă că nu mai facem pentru nimeni. Deci, da, vor exista. Firesc ar fi să se respingă cererea de recuzare, nu? Da, vă rog. Iar în ceea ce privește plângerea la inspecția judiciară, urmează să aprecieze inspectorul în ce măsură întrebarea adresată de mine, da, ipotetic, fiecare dintre părți, ar lăsa să se întrevadă soluția sau ar constitui o abatere judiciară. Dacă au avut sesizări în legătură cu încercări de împăcare a părții, numai puțin că vroia colega de mai demult. Și butonul, vă rog. Cred că atribuția judecătorului de încercare în vederea de împăcare a părților nu ar trebui să se substituie atribuției mediatorului, adică sunt activității mediatorului sunt două lucruri distincte, iar atribuția judecătorului de încercare a împăcării părților trebuie să fie făcută la modul foarte general. Păi pe când de activitatea, general, deci la concret. Modul general, la modul că judecătorul trebuie să întrebe părțile dacă vor și pot ajunge la o înțelegere, pe când activitatea mediatorului este mult mai complexă. Așa consider. Și în situația asta, că putem să adoptăm și opinia asta, în situația asta, acest alinea 2 introdus pe nou cod la principiile fundamentale ale procesului civil, cam ce mai înseamnă, ce ar mai însemna el în practică? Dacă se rezumă la o întrebare de genul, ați încercat să vă împăcați, vă dau un termen și atât. Parcă am fi golii de conținut. Obligația de a întreba părțile sau în de a întreba părțile și de a dacă au ajuns la o înțelegere este în sarcina judecătorului și dar nu trebuie să se substituie mediatorului, adică nu trebuie să facă concomitent și activitate de judecător și activitate de mediator, adică sunt două lucruri total distincte și de ce zice să nu facă asta? Pentru că scopul și profesia și activitatea judecătorului este cu totul alta. Păi, se pare adică că atunci nu ar mai fi distincte aceste două domenii. Ne-a introdus în cod și atribuția asta. Da, dar dacă observați că prima încercare a judecătorului de a împăca părțile este acelea de a le trimite la mediere. Deci principalul lucru pe care ar trebui să-l facă judecătorul este să le trimită la mediere. Iar dacă părțile nu vor și dacă totuși apare posibilitatea împăcărilor pe parcursul procesului, judecătorul trebuie să le întrebe, dar nu să se substituie mediatorului. Aceasta este părerea mea. Avem și altă opinie? Eu cred că pentru a ajunge să mediez părțile trebuie să ai anumite cunoștințe. De exemplu, să urmezi un curs de medier, de mediator. Și cred că părțile, în primul rând, ar trebui să apeleze la astfel de persoane bine pregătite ca să poată să ajungă ele însele la o înțelegere. Cred totodată că părțile nu apelează la mediator pentru că nu sunt educați. Nu știu în concret că pot să meargă la mediator și că prin intermediul mediatorilor pot să-și rezolve problema. Și atunci, pentru că vin în fața noastră neștiind că există această posibilitate, noi trebuie să facem ceva ca să educăm în acest sens. Și atunci toate întrebările astea sunt utile pentru părți.
Haideți să revenim. Spuneați că ca să reușească un astfel de proces de împăcare, e necesar ca persoana care asistă sau în drumă să aibă anumite cunoștințe. Eu așa cred. Nu știu dacă aș fi potrivită eu să fiu un mediator pentru părți. Nu știu dacă aș ști ce trebuie să le întreb, cum a spus dumneavoastră problema, ce trebuie să facem în mod concret. Pot să le zic doar să meargă la mediator. Nu știu dacă aș ști să le zic mai mult decât atât. Bun, dar din punct de vedere formal sau procedural sau legal, vi se pare că totuși zice că ar trebui să o facem? Și avem doar obiecția că poate nu ne pricepem? Cred că ar trebui să o facem, dar nu așa cum o face mediatorul. Cred că trebuie separate aceste două meserii, ca să le zic așa. Păi ceea ce face mediatorul, cum să se suprapună? El face niște, are anumite acțiuni sau tehnici folosite în general în activitatea de rezolvare a disputelor. De ce le folosește pe alea? Pentru că ele sunt apte să conducă la acel rezultat. Și sunt de acord că... Și oare codul nostru nu s-a referit, va încerca împăcarea părților și implicit nu se referă cu mijloace apte să conducă la împăcarea părților? Adică să facem noi în sală ceea ce face un mediator? Da, altceva, nu știu dacă altceva ce am putea să fac. Păi mediatorul folosește mijloace apte să conducă la un rezultat. Noi n-ar trebui, dacă vrem să aplicăm textul într-un mod real și efectiv. Nu știu dacă asta ar trebui să se întâmple. Nu știu. Adică considerați că ar trebui să folosim mijloace inapte să... Nu. Cred că trebuie, cum a spus dumneavoastră, să le facem cunoscute avantajele medierii. Să întrebăm, credeți că această judecată ar duce la soluționarea tuturor problemelor? Da, totuși... Astea sunt avantajele medierii. Obligația de a le aduce cu la cunoștință avantajele medierii este prevăzută prin alte texte, nu în asta. Sunt prin legea specială. Aici avem un text care zice că va încerca împăcarea părților. Da, nu știu, atunci poate că ar trebui să ne pregătim. Deci nu știu dacă faptul mediator, că nu suntem pregătiți este un argument, că și când promovăm de la secția civilă la contencios nu suntem pregătiți. Da. Asta nu înseamnă că nu mai pronunțăm soluții, nu? Da, nu știu. Nu m-am gândit niciodată să urmez un curs de mediere ca să încerc să, în sală să fac efectiv ce face un mediator. Mă rog, poate că așa ar trebui să facem, nu știu. Aștept să vedem la ce concluzie ajungem. Eu cred că ar trebui să ne gândim dacă punem semnul egal între încercarea de împăcare și activitatea de mediere propriu-zisă. Da. Și ar trebui să coroborăm aceste aspecte și cu art. 22 din Codul de Procedură Civilă, rolul activ al judecătorului. Deci până unde poate să meargă acest rol activ. Judecătorul poate să solicite lămuriri, da? Trebuie să facă tot ceea ce trebuie să ajungă la aflarea adevărului. Da. Deci noi asta trebuie să ne gândim, dacă încercarea de împăcare este tot una cu medierea. Și atunci ajungem la... Sau tot una cel puțin în esență. Și atunci ajungem la opinia pe care am mai exprimat-o, că cel mai util ar fi, și nu înțeleg de ce ar trebui un judecător neapărat să-și asume riscul de a ajunge la inspecție sau la recuzare, în condițiile în care s-ar putea modifica legislația și am putea funcționa și noi ca în alte țări. Repet, judecătorul să fie și mediator. Bine, aici rămâne la mâna legiuitorului. Dar suntem în situația în care avem o reglementare, cum procedăm? Pe asta spun. Trebuie să ajungem la concluzia ce înseamnă încercarea de împăcare și ce înseamnă medierea. Medierea este într-adevăr, cum au spus antevorbitorii, o operațiune separată, încercarea de împăcare este altceva. Bine, concret, acolo se folosesc un set de tehnici și alte mijloace. Judecătorul, eu totuși cred că judecătorul are capacitatea să împace niște părți, că am reușit, fiecare dintre noi am reușit să împăcăm părțile, dar fără a folosi acele tehnici de mediere, concrete, specifice. De ce credeți că fără a folosi acele tehnici? Păi eu nu le-am folosit pentru că nu am urmat curs de mediere. Dacă le-ați folosit, dacă avem ceva care nu ne dă voie. Pentru că eu trebuie să folosesc procedura și să folosesc exact ce îmi permite statutul meu de judecător în baza rolului activ. Interdicțiile și incompatibilitățile. Da, până unde pot potrivit legii. Și repet întrebarea și o să o repet. De ce, dacă trebuie să facem lucrul ăsta, nu pot să fiu și mediator?
și ar fi mult mai simplu. Deci de ce trebuie să ne chinuim să găsim soluții de mediere când chiar există medierea? Adică... Da, bine, putem să întrebăm legiuitorul de ce a introdus și aliniatul 2, dar totuși l-a introdus. Și nu oriunde, ci la principii fundamentale. Dar gândiți-vă totuși că medierea pornise bine, până s-a admis excepția de... Da. Și era... Articolul acela era anterior intră în vigoarea codului de procedură civilă. Adică când medierea era obligatorie, era altceva. Acum, nu când medierea era obligatorie, da, participarea la ședința de informare și de punerea procesului verbal. Da. Asta a fost în 2014, procedură civilă. 2014 sau când? 2014. În 2014. 2014. Eu, era într-un dosar al mele la Craiova. Deci suntem mai degrabă înclinați să interpretăm aliniatul ăsta 2 în sensul că încercările astea de împăcare nu cuprind sau nu ar trebui să cuprindă metode și tehnici folosite de mediatori. Da. Sau cel puțin, măcar pe cele compatibile, care să nu încalce alte obligații de ale noastre din cod. Să fii imparțial, să fii echidistant de părți, adică nu poți să te implici mai mult decât îți permite statutul judecător. E clar că prin îndrumări necesare potrivit legii nu mă pot substitui mediatorului, că nu sunt mediator. Poți să le prezint variante. Păi nu zicea nimeni să ne substituim la modul formal, să zic acum eu sunt mediator. Nu, doar să folosim tehnicile și metodele pe care le folosesc și ei. De ce le folosesc? Pentru că sunt apte să conducă la acel rezultat. Păi e ca și când aș practica avocatura făcând parte din barou. Da. Cam așa. Deci ar fi un mod de eludare a interdicțiilor și incompatibilităților. Păi poate pentru că ni s-a introdus în cod această... Păi haideți să facem ceva dacă ajungem la concluzia că aceasta este soluția și domnii invitați o să ne explice de ce la domniile sale lor în țară există această posibilitate. Să vedem și noi poate urmăm aceeași cale și rezolvăm. Deci de ce să ne prefacem că suntem mediatori când noi nu suntem? Suntem judecători și eu pot să încerc, da, să împac părțile, dar încerc să le împac prin metode, cum să spun, mai mult intuitive. Păi haide să le vedem concret care. Păi, deci vezi reclamantul și părâtul. Îi vezi cât sunt de furioși sau nu. Îi vezi dacă comunică. Unde îi vedem? Păi, îi vedem în față, în sală. Și vedem, deci am avut părți... Când tac sau ieși întrebăm, cum facem să-i vedem bine? Păi, prima oară îi evaluez. Deci dacă stau spate în spate sau se uită furioși unii la alții. Am avut părți care au reacționat foarte rău. Au fost, de exemplu, soț-soție, asociați într-o societate. Deci nu vreau să se vadă. Cum îi împaci? Ce le spui? Că ei au trecut printr-un divorț, au trecut printr-un partaj. Ce să le fac eu mai mult? E pe un nivel din momentul identificării, cum îți aruncă așa cartea de identitate pe masă ca să le consemnezi datele de identificare. Adică dacă în raport de instanță acționează așa, îmi imaginez ce trece prin minte. Deci ziceți că ar merge numai la cei pe care îi vedem așa un pic mai cumiți și mai îi mirosim, că ar fi mai capabili să... Că ar merge. Ar merge e o urmare. Noi acționăm și vedem după aceea care sunt urmările. Nu pot să anticipez că... Am încercat, le-am pus o întrebare. Zic, ați fost căsătoriți atâția ani, aveți copii și soția mea, dar replica, păi cum să mă împac cu el când s-a suit pe trotuar cu mașina să mă calce? Și mi-am văzut de treabă. Îi mai împacă Dumnezeu. Haideți să întrebăm dacă toți sunt colegele de la inspecție, dacă au vreo sesizare legată de încercări ale judecătorii de a împăca părțile. Eu vreau să vă spun că în mod frecvent, cel puțin din sesizările pe care le-am avut eu, judecătorii încearcă împăcarea părților. Sau cel puțin, eu așa mi-am dat seama din relațiile pe care judecătorii mi le oferă urmarea solicitărilor noastre. Adică judecătorii întreabă încă de la primul termen de judecată, există o posibilitate de împăcare, nu credeți că ar fi mai bine să încercați să ajungeți de comun acord la o soluție? Eu așa am văzut în majoritatea cazurilor, dar este foarte adevărat că am avut, acum îmi amintesc o singură sesizare de acest fel,
o sesizare în care petentul era nemulțumit că judecătorul, așa din ce văd eu aici, ar fi evaluat țintit cumva litigiul, în sensul că ar fi spus părții cumva că ar trebui să se înțeleagă, pentru că efectuarea unei expertize sau a unor probațiuni ar implica costuri, timp foarte mult, și atunci poate ar fi mai bine să ajungă la o înțelegere la un anumit moment procesual. Fapt ce a determinat pe una dintre părți să spunem că judecătorul s-a antepronunțat și că, mă rog, a fost i-a lipsit, că n-a mai fost imparțial și cumva că a sugerat că ține, între ghilimele, cu cealaltă parte. Bineînțeles că sesizarea respectivă a fost clasată, tocmai pentru că în niciun caz intenția judecătorului nu a fost aceasta, dar vreau să spun că părțile sunt suspicioase la orice fel de antamare cumva, sau la orice fel de încercare puțin mai extinsă a împăcării. Adică cred eu că părțile pot fi evaluate încă de la primul termen de judecată, iar un mic interogatoriu pe care judecătorul îl poate lua din oficiu, chiar cu o simplă discuție cu fiecare dintre părți, cumva poate merge mai departe, în sensul că să încerce o împăcare mai elaborată, sau, mă rog, niște tehnici de mediere, sau se poate opri într-un anumit punct dacă părțile de la început se arată reticente și nu vor niciun fel. Adică ar putea să sondeze terenul un pic, nu? Exact, asta este părerea mea. Eu am avut în experiența mea, e adevărat, îndepărtată de judecători, de judecătorie, situații în care părțile mi-au mulțumit că i-am împăcat. Adică au fost foarte fericite pentru că aveau nevoie de o a treia persoană cumva care să le aducă și să le facă să discute pe un ton calm, pe un ton liniștit. Iar eu ca judecător am fost acea persoană. Și chiar dacă au venit foarte supărați, au reușit să plece. Am avut, e adevărat, când poate oamenii erau un pic mai liniștiți în urmă cu mulți ani. Aici putem să ne punem o întrebare. Oare părțile care ar pleca de la noi cu o împăcare reușită, cu contribuția noastră, imaginea noastră față de ele, cum ar fi față de situația în care ne-am face pur și simplu treaba clasică de judecătură, aceea de a le da hotărârea? Da, adică cred că judecătorul poate să fie puțin uman și să încerce o discuție la primul termen cu fiecare dintre, în prezența ambelor părți. Deci ați vedea esențial exercitarea atribuției de la alineatul 2, spre exemplu, în acest mod, da, la primul termen. La primul termen, poate, în concret, știu eu, întrebate, totuși nu credeți că există sau credeți că ar exista o posibilitate de împăcare? Poate că și unul și altul, acum după ce v-ați văzut pozițiile, mai ales că există procedura asta prealabilă în care actele sunt comunicate în prealabil, poate că totuși vedeți o cale comună de rezolvare a litigiului. Poate există o soluție care v-ar avantaja și pe unul și pe altul. Nu, deci întrebări de genul acesta. Dar dacă părțile de la început spun nu, eu vreau să mă judec, cum se întâmplă în majoritatea cazurilor, cred că nu mai trebuie insistat și nu mai trebuie mers cu niciun fel de altă întrebare și niciun fel de altă evaluare, nici țintită, nici amplă. Să ne protejăm și suntem totuși ținuți și de... Adică rolul activ al judecătorului, cred că totuși este puțin, este limitat. Apropo de... Da, spuneți. Eu cred că părțile pot fi, să zic între ghilimele, ajutate să meargă la mediator printr-o modalitate indirectă. M-am gândit că dacă mai întâi s-ar identifica că litigiile care pot fi soluționate prin mediere și... Nu mai puțin după obiect sau după cum sunt părțile? Nu, după obiect. Așa. Și dacă partea vrea să vină la instanță să se judece, să vină pe o taxă de timbru consistentă, adică foarte mare, iar dacă a încercat mai întâi medierea, înainte de a ajunge la mine la instanță, a încercat mai întâi medierea și i-a ieșuat medierea și vine la instanță să se judece, să fie scutit de plata taxe de timbru. Da, sau mai mică decât în oricum. Cred, sau mai mică. Cred că uitați de instituția ajutorului public judiciar. Cred că s-ar duce la mediere fără probleme, dar să dea taxe de timbru să învețe minte. Pentru că
dacă vrea să-i judec eu, să-i împac eu, da, să vină, dar să mă și plătească. Mă rog, să plătească statul. La curt tot timpul, la curt toată disponibilitatea mea și împac. Dar să plătească toată țara și un asemenea serviciu. O să formule zicere de ajutor. Dacă se duc mai întâi la mediatori, normal că acolo cheltui, face niște cheltuieli. Bine, aici deja vorbim despre anumite dispoziții legale pe care nu le avem și care ar fi destinate tocmai să sprijine... Exact, și să aduce vasul. Dar nimeni nu, mă rog, nu se vrea chestia asta, n-am înțeles. Cum era legea inițială? Păi era obligator, da? Da. În legătură cu ce spusese colega de la inspecție, vreau să spun ceva și am și uitat între timp. Dar poate o să... Lăs, poate mi-amintesc de ce a spus că... Da, mi-am amintit. Spuneați că oricum părțile și-au făcut deja cunoscut, având în vedere existența procedurii scrise, pretențiile și apărările uneia față de cealaltă. Credeți că ar avea vreo importanță, vreun rol, inclusiv în schimbarea atitudinii sau în creșterea șanselor de soluționare amiabile, faptul ca părțile să facă același lucru, poate în alte cuvinte, dar și verbal, oral, față în față? În afară de faptul că și le-au făcut cunoscute în scris, credeți că ar ajuta la ceva? În față sau mai văzut? Adică vreți să spuneți că tot așa, la primul termen, judecătorul ar trebui să solicite fiecăruia dintre părți să-și reitereze cererile. Da, poate că n-ar fi rău și poate că discutând în fața judecătorului pe un ton calm și, știu eu... deci în prezența unei a treia persoane care, știu, ar ține cumva balanța, poate că asta, eu cred că ar ajuta. Poate că dacă judecătorul la primul termen le-ar cere părților să-și reitereze cererile, poate că ar putea... Eventual mai nejuridic, adică să spună... Haideți, ce cereți? Ce mai credeți că puteți să mai lăsați din ce... Asta mai acolo. Bine, asta pe un limbaj neacademic, dar s-ar putea... Cred că asta nu ar... Nici de cum nu ar determina judecătorul sau nu ar face judecătorul să ajungă într-o situație de incompatibilitate. Bun, pe lângă asta, dacă ar ajuta oare la ceva? Da, eu cred că da. Da, la momentul la care estimăm, de exemplu, durata procedurii procesului, putem să întrebăm părțile și nu cred că ar fi o dovadă a parțialității față de una dintre ele. Vă mențineți cererile astfel cum le-ați formulat inițial? Dumneavoastră vă mențineți poziția procesuală pe care ați formulat-o prin întâmpinare? Și atunci reușești... să punem o astfel de întrebare în reușești să... Nu, să reușești să-i vorbească mai mult. Să-i lăsăm să vorbească puțin mai mult și să încercăm să evaluăm oarecum, pentru că așa, cu tehnicile pe care le psihoterapeutice, de fapt, indirecte, pe care le avem la dispoziție, fără pregătire, în sensul de a-i vedea cum se situează unul față de celălalt. Da, singur impedimentul numărului mare de dosare în instanțele mari e foarte adevărat că și noi suntem exact în aceeași situație. Și noi intrăm cu multă. Dar măcar în cauzele foarte grele care... Nu știu. Păi intervine iarăși impedimentul pe care l-au amintit colegii mai înainte, acela cum ne alegem, facem în aia, cum facem în cealaltă, trebuie să ne mai gândim la asta, dacă ar trebui să încercăm în toate, dacă e vreo problemă, dacă încercăm doar în câteva. Mi-a mai venit o idee în timp ce a spus doamna ceva, a spus ceva de genul să le lăsăm să vorbească într-un mod calm și civilizat. Întrebare, dacă ne apucăm să le chemăm și le lăsăm să vorbească la primul termen și încep să vorbească cam să-și dea frâu emoțiilor, ce ar trebui să facem oare? Să-i aducem la limitele învestirii. Dintre variantele să intervenim și să oprim exprimarea emoțiilor sau să le lăsăm, dintre cele două variante. Încerc o împăcare raportată la obiectul litigiului, nu rezolvarea unor probleme psihologice, de sănătate, iertarea păcatelor și alte... Deci, nu sunt nici pro, nici psiholog, nici... Într-o situație de genul ăsta, la limitele învestirii, la obiectul procesului. Din punctul meu de vedere, atunci este momentul propice adresării întrebării, dacă tot ați încercat să vă exprimați și încercați să vorbiți, nu încercați să colaborați dacă vă dau un termen?
Da, dar până acela e momentul. Ce facem noi dacă îl lăsăm să continue sau îl oprim? Nu poți să-l lasă continuă la infinit, pentru că... N-are 90 de persoane. Timpul e finit. Timpul e finit. Ideal. Omul are tendința să treacă prin tot registrul lui emoțional și... Nu mă refeream neapărat din perspectiva timpului. Haideți să ne închipuim că avem timp și pur și simplu faptul în sine că își exprimă emoțiile. De exemplu, cred că toți avem litigii cu procesomani. Acolo toți avem timp, mult. Pentru că îi ascultăm de la început și până la sfârșit, tocmai în ideea de a ne proteja. E bine să fii procesoman. Nu știu dacă e bine sau nu, dar noi avem unul celebru care ne chinuie rând pe rând, 40 de judecători pe ambele secții civile de la Judecătoria Timișoara, n-a scăpat unul. Deci nu există la nivelul tuturor instanțelor. S-a încercat, este un fost doctor, s-a încercat de către colegii dumnealui să facă o astfel de cerere. Există o cerere făcută de către conducerea Judecătoriei Timișoara în acest sens, este în lucru, dar dumnealui redactează cel puțin 50 pe zi, cred. Adică... Bine, dincolo de problema reală... Și acolo lăsăm să vorbească, să știți. Cum să-l pui sub interdicție? Că nu avem altă variantă. Da, haideți... Fiecare instanță cu... Problema procesomanilor este reală, dar haideți să încercăm... Și nici acolo nu avem ce face, adică nu avem nici o problemă particulară și să încercăm poate să găsim soluțiile generale, nu bazându-ne pe argumente pentru unele situații particulare, dar revenind, din punct de vedere tactic și pentru șansele de reușită a unei împăcări, credeți că e bine sau nu e bine să intervenim în emoții? Ce ar trebui să facem? În principiu nu e bine. În principiu e bine să lași partea să își exprime punctul de vedere, partea cealaltă la rândul ei să-și exprime poziția și să le aloci timpul necesar pentru posibilitatea realizării unei împăcări. Însă, din păcate, în practică, e o soluție utopică asta. În practică, la cele 50-60 de cauze într-o zi, ca să ieși la o oră rezonabilă și să și deliberezi cu mintea limpede după, e destul de dificil de realizat. Da, mai avem opinie despre problema asta cu exprimarea emoțiilor? Depinde de materie. Ni se întâmplă în sală, că ni se întâmplă și fără a realiza încercări de împăcare. Cam ce faceți atunci când începe o parte să... Depinde de materia în care... Le reamintesc că sunt în fața instanței de judecată. Cum am spus deci mai devreme, opriție... nu sunt la preot. Opriți exprimarea emoțiilor. Eu zic că manifestarea cu înțelepciune dă rezultate mai bune. Adică încerci să-i arăți omului că îl înțelegi și poate că îl oprești, dar într-un mod pașnic și elegant, nu cu agresivitate. În momentul... Da, dar nu pot să-i spun că nu este în fața unui preot sau unui psiholog, ai din start agresivitate, știți, din punctul meu de vedere. Eu cred că contează materia. Contează materia și contează și ce părți ai în față, dacă ai avocat sau dacă ai părți persoane fizice. Nu, ipoteza e că am chemat părțile. Dacă am părți persoane fizice, bineînțeles că trebuie să le vorbești calm, să le spui că nu că sunt în fața instanței, că niciodată nu le spun. Deci nu încerc să-mi arăt autoritatea, eu sunt instanța, eu sunt Dumnezeu. Nu. Trebuie de sus să te cobori tu la nivelul omului, în funcție de pregătirea lui și în primul rând să-l întreb dacă înțelege despre ce e vorba. Deci dacă este reclamant, îl întreb dacă vrea avocat, adică încerc să-i pui întrebări să se liniștească, să aibă timpul să-și limpezească gândurile și pretențiile. Haideți să imaginăm un exemplu concret, că poate e mai relevant. Să zicem că aveți o problemă de excludere de asociat sau ceva, ei fiind anteriori și prieteni. Și vin în fața dumneavoastră și încep să povestească, dar manifestându-și emoțiile, să spună unul despre celălalt ce... Încerc un șantaj emoțional, recunosc. Sentimente. Da, apelez la sentimente, cum am încercat și în cazul soților. Nu, dar presupunând că cei doi foști sau actuali încă asociați și... Încerc să-i oblig să-și amintească lucrurile bune. Presupunem că începeți să-i asculta și
le-ați propus 5 minute să spună fiecare ce dorește și după 1-2 minute deja devine chestiunea foarte emoțională și foarte puternică. Din ce punct de vedere? Din ce punct de vedere emoțional? Că poate să fie emoțională... Nu știu, se poate aprinde, să strige, să se înroșească, să se plimbe prin sală. Deci exprimă destul de puternic emoțiile. Bineînțeles că eu rămân calmă, evident că nu... Nu, dar l-o opriți sau nu. Lăsați? Nu-l las și nici nu-l opresc, ci pur și simplu îi distrag atenția. Deci îi pun întrebări, îi atrag atenția asupra altor subiecte și de multe ori, de cele mai multe ori, că nu am avut evenimente în sală, se liniștesc. Bine, nu-l opriți în modul direct, dar nu-l opresc, încercați să îndepărtați, deci, în zona emoțională. Ei, în momentul în care nu te mai văd ca pe un judecător rece și distant, ci te văd ca pe un om, ei reacționează altfel. Dacă te văd ca pe un om care încerci să-i rezolvi problema și îi spui, ați venit aici să vă rezolvați o problemă, haideți să vedem cum facem să o rezolvăm, atunci omul reacționează pozitiv. Dacă îl privești de sus și îl tratezi cu superioritate și cu răceală și îi spui, nu v-am dat cuvântul, eu sunt autoritatea, vorbiți când vă spun eu, atunci s-a cam terminat filmul. Deci, cred că trebuie să demonstrăm că suntem oameni și dacă demonstrăm că suntem oameni și avem o discuție frumoasă, civilizată și de la suflet la suflet, ei se liniștesc. Da, bine, asta valabil mereu, nu? Pe cum vă spuneam că judecătorul poate să încerce împăcarea intuitiv, eu așa cred. Pentru că judecătorul, neavând studii de mediator, nu are acele etape, ci pur și simplu ca om încerc să împaci părțile. Deci de la început vezi dacă se poate sau nu, la primul termen, vezi cât sunt de refractare și pe urmă urmezi niște pași. Cum îți împaci acasă cei doi copii? Sau cum te împaci tu cu soțul că după ce te-ai... Îi în cameră și lăsăm să se bată. Nu. Le distrage atenția. E una din netul. O să luăm pauza de cafea și mâine o să continuăm cu... Și mai concret, cu ce face mediatorul și ce avem voie sau putem noi să facem sau ar fi util. Avem și o temă mai juridică, dar cel puțin la seminarul de ieri am observat că colegii au fost mai interesați, nu de... Că pe acelea ne întâlnim toată ziua, așa că mi se pare că mâine o să începem tot cu de-astea. Și în măsura în care ne rămâne timp, le discutăm și pe alea juridice, este vorba despre efectele clauzei de mediere, ce se întâmplă dacă se prevede într-un contract că părțile se obligă anterior sesizării instanței să încerce soluționarea litigiului prin mediere și apoi nu încearcă și se invocă excepția de inadmisibilitate sau de prematuritate. Vedem mâine în ce măsură ne rămâne timp pentru asta, dar pare că interesul e mai degrabă spre... mai mult spre zona non-juridică. Dar vedem... Păi poate nu degeaba am venit la seminarul acesta.